Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Sunt cu soția. Am venit. Ea e ajutorul meu potrivit. Ea șofează, eu conduc. Sunteți frumoși. Și ce-mi doresc în această seară este ca Dumnezeu să vorbească. Oricine deschideți cuvântul lui Dumnezeu sau este aici, ar trebui să spun așa vorbește Domnul. Mi-aș dori și îmi doresc să pot să spun în această seară așa vorbește Domnul. De aceea haideți să ne ridicăm, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. La epistola lui Pavel către Corinteni, a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 17, pagina în Biblie 1131. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Ocupăm locurile. Unul dintre motivele pentru care Apostolul Pavel a scris cuvântul acesta a fost pentru că în vremea aceea s-au ridicat anumiți învățători care aduceau Evanghelie diluată. Adică se poate har, dar și fără pocăință. Ceea ce Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu spune lucrul ăsta. Și-ar dori unii har, dar fără pocăință, nu? Mi-am dat seama în scurta mea slujire pastorală, în scurta mea experiență, că oamenii ar vrea vindecarea lui Hristos, bunătatea lui Hristos, atingerea lui Hristos, dar nu pe El. Pe Hristos îl scoată cât mai puțin sau cât mai mult la periferia vieții lor. E bine, lucrul acesta nu se poate. Dacă vrei vindecarea lui Hristos, trebuie să iei la pachet cu domnia lui Hristos. O grămadă de oameni ar vrea un mântuitor care să-i vindece când sunt depresivi, să-i elibereze, să-i scape de agoniile sufletești, să șteargă de pe conștiința lor orice fel de apăsare, dar Hristos să nu domnească în viața lor. Un fel de Hristos din ăsta bunic, care tot timpul să le dea, dar ei să-și vadă de treaba lor mai departe. Există un subiect pe care l-am lăsat undeva la periferia învățăturii bisericilor. Nu știu dacă și la dumneavoastră, dar în unele biserici a fost lăsat undeva la periferie. Un subiect că dacă nu-i predicat cel puțin o dată pe lună, creează o grămadă de confuzie în mintea noastră. Vreau să vorbesc despre două categorii de oameni astăzi. Prima categorie de oameni, pentru că Apostolul Pavel spune clar, cine este în Hristos este o făptură nouă. Nu va fi, nu va deveni, ci este. Prima categorie de oameni despre care vreau să vorbesc este categoria celor convinși, dar nu convertiți. Știți că pot să fie în această seară oameni convinși că Iisus este Domnul, oameni convinși că biserica este adevărată, oameni convinși că El a înviat, că El trăiește, domnește și El va veni. Dar să nu fie schimbați, dar să nu fie convertiți. Trăim într-o Românie de oameni convinși. La tot pasul găsești oameni convinși, dar nu oameni convertiți. Am citit nu de mult o broșurică, vă recomand, probabil cei care ați citit-o știți despre ce vorbesc, a lui Paris Redhead, 10 sticli și o cămașă. Vorbește în această predică a lui, el zice în felul următor. Am avut dorința să mă duc să predic Evanghelia africanilor, ăștia care coboară din copac, din peșteră, să le spun de Hristos, să știe și ei Evanghelia, să se întoarcă la Dumnezeu. După o vreme, foarte revoltat omul ăsta, intră în camera lui, trântește ușa și mai să-l ia pe Dumnezeu de guler. Se zică, Doamne, eu am venit aici să le predic ăstora, dezbrăcaților, inculților, Evanghelia. Despre Tine, Doamne. Dar mi-am dat seama că oamenii aceștia cunosc mult mai mult despre Tine
decât mi-am putut eu imagina. Dar oamenii aceștia iubesc păcatul și nu vor să se lase de el. Știți că trebuie să redefinim ateismul? Ateu nu mai înseamnă să negi existența lui Dumnezeu. Ateu nu mai înseamnă să te lupți pentru a nega existența lui Dumnezeu. Să crezi teoria lui Darwin, că am apărut dintr-o explozie la Big Bang, că la un moment dat de acolo s-a format o moleculă, din moleculă ceva cu câteva picioare, din ceva cu câteva picioare, ceva care seamănă cu maimuța, din ceva care seamănă cu maimuța, cu o maimuță, dintr-o maimuță, uite așa, încet, încet am apărut și noi. Ateismul modern înseamnă să afirmi existența lui Dumnezeu, să o recunoști, dar să trăiești în rest, ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Convinși? Sunt oamenii care din 4 în 4 ani se luptă pentru... Fac din Dumnezeu nu scopul vieții lor, ci un mijloc de a obține bani, popularitate. Sunt oamenii care fac din Dumnezeu un mijloc de a obține ceva. La un moment dat, apostolul Pavel îl scrie filipenilor, vă scriu din nou, curgeau lacrimile pe față când scria, vă scriu din nou și vă scriu plângând. Sunt unii care se poartă nu ca și prieteni ai crucii lui Hristos, ci ca și vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și Dumnezeul lor, spunea Pavel, e pântecele. Mi-aduc aminte de fratele Marcel Bota, spunea la un moment dat că a venit într-o biserică pe aici prin vest pe undeva și la un moment dat, el are o biserică micuță undeva la țară, nu foarte mulți membri și i-a zis un frate de pe aici din vest, i-a zis, frate, zice, dacă vii la noi te lansez. Și a zis, unde? Unde? Sunt oamenii care fac din Dumnezeu un mijloc de a obține ceva. Nu scopul vieții lor. Știți că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Filip, evanghelistul, era cel mai în vogă evanghelist de pe vremea aceea. În Fapte 8 spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să predice Evanghelia samaritenilor. A început să predice Evanghelia și în momentul ăla a început Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Se întorceau oamenii în masă, erau eliberați de demoni, se făceau vindecări și pe acolo era unul pe nume Simon. Iluzionist. Îi punea în uimire cu toate prăjitoriile lui. Tot. Cred că ăsta umbla pe ape și... Și la un moment dat se uită modul în care Dumnezeu se manifestă și zice cuvântul lui Dumnezeu că a crezut și nu doar că a crezut, ci omul ăsta s-a și botezat. L-au botezat ziua botezului, în urmă în urmă lumea, în față crucea, cântări, tot, flori, în alb. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit Petru și Ioan și au pus mâinile, că au făcut ăștia stăruință în biserică, și au pus mâinile peste samariteni și ăștia începeau să vorbească în limbi și să prorocească. Simon s-a uitat la ei și a zis, fantastic, s-a căutat prin buzunare, cred că era nean de român, și la un moment dat s-a căutat prin buzunare și a zis, dați-mi și mie puterea asta, ca peste oricine îmi pun eu mâna, să primească și ei puterea asta. La care Petru s-a uitat la el și a zis, tu nu te-ai pocăit încă. În inima ta, tot fierea amară îi. Tu nu te-ai pocăit încă. Tu n-ai nicio treabă cu Evanghelia reală a lui Hristos. Pentru tine Dumnezeu nu-i scop. Și pentru tine Dumnezeu este un mijloc de a obține ceva. Tu ai fost doar convins că Iisus Hristos este Domnul. Tu ai fost doar convins că Evanghelia este adevărată. Tu ai fost doar convins că a murit și a înviat pentru tine. Dar vreau să spun ceva, Simon. Tu n-ai fost niciodată schimbat radical de prezența lui Dumnezeu. Tu n-ai fost niciodată schimbat radical și eliberat de firea veche. Pentru că cine este în Iisus Hristos, este, spune cuvântul lui Dumnezeu, o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Unii au fost botezați, dar nu transformați. Și ăsta este un adevăr dur pe care îl avem în mijlocul nostru. Un adevăr dur.
Pentru că în momentul în care predicăm harul fără o pocăință, pentru că ascultați-mă, Hristos a fost cel mai radical predicator care a existat vreodată pe pământul acesta. El n-a predicat zona gri. O zis, oameni buni, lată este poarta, îngustă este calea care duce la viață, lată este poarta care duce la pierzare. Alegeți voi! Eu nu predic zona gri, spunea Iisus Hristos. N-am treabă cu zona gri. Apropo, știți că în vremurile din urmă, culoarea hainelor sau ceea ce va fi la modă, culoarea care va fi la modă va fi gri? Pentru că oamenilor le place, domnule, biserică frumos, n-am nimic, îmi place să mă închin cu mâinile pe sus, îmi plac cântările contemporane, sunt frumoase, dar dacă tu tot ce ai aici este numai mâini pe sus, dacă este numai un aleluia și nu trăiești cu adevărat în prezența lui Dumnezeu în restul săptămânii, îi zero. Tot. Este o înșelare cruntă, ascultă-mă ce spun. Este o înșelare cruntă. Dacă nu ai renunțat la păcatul din viața ta și trăiești conștient într-un păcat și n-ai fost eliberat de prezența lui Dumnezeu, este o înșelare cruntă tot ce faci aici. Nu faptul că noi simțim prezența lui Dumnezeu aici, e frumos. Trebuie să simți, pentru că creștinism înseamnă și a simți în inimă. Dar dacă simțământul acesta pe care eu l-am și pe care tu l-ai în momentul acesta și în seara asta și oriunde te-ai duce și în orice biserică, de mâine nu te îndeamnă mai mult spre sfințenie, de mâine n-ai o foame mai mare pentru Biblie, de mâine n-ai o foame mai mare pentru neprihănire și o sete fantastică, s-ar putea că tot ce ai experimentat, oriunde ai fi, să fie o înșelare. Cine este în Hristos, este o făptură nouă. El la un moment dat, un băiat, și tot îl împingea maică-sa și zicea, mă, 18 ani, tu nu te botezi, uite, tinerii de tot se botează, prietenii tăi, ăștia de la școala duminicală cu care ai crescut, tu nu te botezi. La care el îi zice, mamă, sunt o grămadă de farisei în biserică, nu mai ai nevoie de încă unul. Vreau să vă spun așa și să-mi răspunde sincer. Ce diferență este dintr-un băiat sau o fată de 15, 16, 17, 18, 20 de ani care se botează în bisericile noastre, nenăscută din nou, și un prunc din bisericile istorice care e botezat de mic? E vreo diferență? Când există convingere, fără convertire, vreau să vă spun că deciziile bune țin foarte puțin. Spunea la un moment dat Iisus Hristos așa, ce om pune vin nou în burdufuri vechi? Sau cine pune un petic de haină nouă pe o haină veche? Știți că durează? Puțin. Va fi o chestiune de timp când burdufurile se vor rupe și tot vinul nou se prăpădește. Va fi o chestiune de timp în momentul în care haina cea veche se va rupe din nou. Pentru că atunci când este convingere și nu este convertire, orice decizie ai luat, ascultă-mă, nu ține. N-ai cum să clădești lucrurile spirituale. Știi ce încerci în seara asta? Unii dintre dumneavoastră probabil să clădiți pe o temelie veche, pe o fundație veche, principii noi, lucruri spirituale, lucrurile lui Dumnezeu. N-ai cum, pe o fire păcătoasă, nu ai cum să construiești lucrurile lui Dumnezeu, lucruri noi. Știi ce se va întâmpla? Ce meseriaș începe casa cu acoperișul? N-ai cum, nu există niciun meseriaș. Ca să fie o rezidire, trebuie să fie în primul rând o dărâmare. Până n-ai dărâmat tot, până când a pătruns harul lui Dumnezeu, până când a pătruns pocăința reală în viața ta, vreau să spun ceva, iubitul meu, și o spun cu toată convingerea, nu poți să clădești lucruri spirituale, decizii noi pe o temelie veche, țin foarte puțin. Va trebui în seara asta să lași pe Duhul lui Dumnezeu, să te dai total lui Dumnezeu, pentru că diavolul se mulțumește cu procente, dar Hristos vrea 100% din viața ta.
S-ar putea să mai aveți domenii care nu au fost predate lui Dumnezeu. S-ar putea să mai aveți domenii pe care nu i le-ați dat lui Dumnezeu, domenii pe care încă le țineți în viața voastră, în inima voastră. Domenii pe care le ascundeți și zici, Doamne, ți-am dat câteva, dar aici te rog frumos să nu intri. Am avut șocul vieții mele când, în interes de serviciu, m-am dus la Cluj. Și cum o iei spre centura lui Boc, dinspre Bistrița, mergi într-un cartier acolo, mărginașa Clujului, unde-s ghetourile de romi. Când am intrat acolo, am zis, Doamne, să nu fac vreo pană pe aici. Că dacă fac vreo pană pe aici, ăștia îmi fură și roțile și tot ce prind pe aici, pe la mine. Dar dacă veți merge în centrul Clujului, centrul Clujului, bibelou deja îl face. Dar ascultă-mă ce spun. Degeaba să lucești în anumite domenii, indiferent că ar fi domeniul predicare, domeniul muzical, domeniul de media, domeniul de închinare, domeniul de activitate administrativ, poți să strălucești, dar s-ar putea să fie domenii în viața ta pe care nu le-ai dat lui Dumnezeu. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Mă suna la un moment dat un băiat din două în două luni, botezat, aproape de căsătorie, frate Marius, iar am căzut în păcatul ăla, iarăși, i-am zis, bă, tu crezi că există Dumnezeu? Cred că există Dumnezeu. Și mi-am dat seama că băiatul ăsta niciodată nu a fost născut din Dumnezeu. Niciodată. Pentru că diferența între, nu predic o evanghelie legalist-perfecționistă, să nu mă înțelegeți greșit. Nu zic că un om născut din nou nu poate să greșească, dar nu poate să rămână acolo. Diferența între copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului este fantastic de mare. Copiii diavolului își găsesc plăcerea în a păcătui și o fac cu sete. Copiii lui Dumnezeu greșesc. Nu trăiesc într-un păcat continuu, nu trăiesc într-un păcat voit, nu merg și fac păcatul cu sete, dar se poate să greșească copiii lui Dumnezeu, dar nu rămân acolo. Nu rămân acolo. Vin în prezența lui Dumnezeu și spun, Doamne, iartă-ne, Doamne, ne pare rău, Doamne, Dumnezeul vieții. Au o zdrobire fantastică și trec printr-o agonie extraordinară și spun, Doamne, nu mai facem, îmi pare rău. Dar copiii diavolului păcătuiesc și nu le pasă. Când există convingere, dar nu convertire, lucrurile frumoase, deciziile bune, țin puțin. Este ca și cu moneda templului. Știți cum era la templu, nu? La intrare în templu erau mesele schimbătorilor de bani. N-aveai voie, nu-ți dădeau voie evreii să intri cu moneda romană. N-aveai voie, au zis, spurci templu. Da? Îți dădeau moneda templului. Îți luau moneda romană și au zis, tu spurci templul și îți dă moneda templului. Dar era aceeași mărie cu altă pălărie. Când există schimbare, vreau să vă spun, când există o făptură nouă, există o îmbrăcăminte nouă, o vorbire nouă, o muzică nouă, nu mai e guță, nu mai e salam, nu mai e antol, nu mai e, știți, totul e nou în viață. O vorbire nouă, atitudine nouă, biserică nouă, totul e nou. Când este numai convingere, nu se schimbă nimic. Pleci de aici la letale, la pornografie, la curvie, la bârfă, la felul firesc și nenorocit în care trăiești. Din păcate am început să convertim și bârfa, nu? Soră, hai să spun un motiv de rugăciune. În al doilea, a doua categorie de oameni. Cine este în Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, este, și în altă traducere scrie așa, o altă rasă de oameni. Știți ce va impacta lumea asta? Am renovat și eu biserica, că și așa spunea cineva când nu vorbesc de voi, că voi v-ați mutat numai. Și așa zicea cineva când păstorul nu mai are viziune, începe să renoveze. Am renovat și eu biserica, dar nu asta contează cel mai mult. Nu asta contează.
Putem să chemăm cei mai tari predicatori și evangheliști. Nici măcar asta nu contează. Ceea ce va impacta lumea asta va fi că eu voi fi o altă rasă de oameni. Diferiți. Sătul să tot aud, dar și pocăițesc ca noi. Mai bun, sunt sătul. Vorbesc ca noi, se îmbracă ca noi, glumesc ca noi. Sătul. Ce te deosebește pe tine de restul lumii? Doar că vii la Geneza? E zero aproape. E zero. Ești o altă rasă de om. Suntem noi o altă rasă de oameni? Putem să facem activism religios până nu mai putem, până cădem în nas. Dar dacă viața noastră nu este schimbată radical de prezența lui Dumnezeu, totul e zero. A doua categorie de oameni sunt cei convinși, dar și convertiți. Am așa, eu vin de la baptist, dar n-am rămas baptist, ați niștit. Dar am așa o durere. O durere că facem o grămadă de confuzii. Le-am spus unora dintr-o biserică, le-am zis așa. Oameni buni, e diferență între naștere din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Sunt două experiențe diferite. Prin nașterea din nou, sunt copilul lui Dumnezeu, așa cum prin nașterea biologică, sunt copilul mamei mele. Botezul cu Duhul Sfânt este autoritatea pe care ți-o dă Hristos să slujești trupului Lui. Și le-am zis așa, dacă pruncii voștri nu-s născuți din nou, nu-i mai trimiteți în față. Pentru că la câți Pentecostal spune cultul nostru care botezați cu Duhul Sfânt. De mult în România ar fi trebuit să fie o trezire spirituală. De mult. Ar trebui să vedem oameni în fiecare zi predicând Evanghelia în parcuri. Unde-s? Ar fi trebuit să vedem grupuri de tineri în fiecare zi mergând la orfelinate, mergând la zile de bătrâni. Unde-s? Unde-s? Pentru că știți care a fost greșeala noastră? I-am trimis să vorbească în limbi, pentru că iubim mai mult vorbirea în limbi decât pe Duhul lui Dumnezeu. Asta mi-am dat seama. Dacă a vorbit în limbi, omul a fost ok, dar n-a avut nicio treabă cu nașterea din nou. Nu? Dacă vă pun pe voi să ziceți aleluia, 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 două ori aici, cu siguranță veți bolborosi, veți spune ceva. Pentru că mă doare, ascultați-mă. Mă doare. Căutați-L pe Duhul lui Dumnezeu mai mult decât vorbirea în limbi. Să facă Dumnezeu ce-o vrea cu voi. Ce-o vrea să vă dea. Dar este diferență între naștere, nu, botezul cu Duhul Sfânt, nu te naști din nou acolo. Că am confundat lucrurile. I-am spus tinerilor noștri, ești botezat cu Duhul Sfânt, deja ai împărăția, zbori ca porumbelul, deja ești sus, ești în nor deja. Și ăla n-am avut nicio pasiune pentru că n-a fost schimbat de Dumnezeu. Pentru că zice Biblia, nu cine se boteza cu Duhul Sfânt e o făptură nouă, ci cine este în Hristos este o făptură nouă. Știți când au fost ucenicii botezați cu Duhul lui Dumnezeu, adică născuți din nou? Știți că Iisus Hristos la un moment dat era mort de 3 zile, ăștia cu toți baricadat ușile, stăteau, tremurau, vin iudeii păsă noi, ne mănâncă și pe noi, ne răstignesc și pe noi, ne bade, ne nenorocesc și la un moment dat se trezesc cu Iisus Hristos, intră prin ușile închise și ăștia ne ia șocați. Iisus Hristos nu le zice, bă, de n-ați crezut, n-ați făcut, suflă peste ei și le zice așa, luați Duh Sfânt. Știți că termenul acela, suflarea aceea este același termen care îl găsim în Geneza când Dumnezeu a făcut omul, a modelat din pământ și a suflat peste el suflare de viață. Asta înseamnă o înviere. Nașterea din nou înseamnă o înviere la o relație autentică cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, când s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului, pentru că una din specialitățile lui Hristos este să încurce planuri.
S-ar putea să fugi de Hristos până acum, să fi fugit. Dar s-ar putea în seara asta să-ți vină să-ți apară Hristos înainte și să-ți încurce planurile tale și ambițiile tale, pentru că asta e unul dintre lucrurile pe care El le face, specialiști în a încurca planurile oamenilor. Și apare Hristos în față și la un moment dat când îl schimbă, îi se arată lui Anania și știi ce spune lui Anania? Anania, uite, el se roagă! Vreau să vă întreb, ați fost născuți din nou? Frate, nu știu. Bun, nu știi. Ești din familie de pocăiți, contrastul nu se vede așa tare cum se vede la unul care a trăit și a cunoscut adâncimile satanei. Nu poți să-mi spui când ai fost născut, frate, nu știu când am fost, dar întrebarea pe care eu ți-o pun, te-ai întâlnit cu Iisus, chiar dacă nu știi. O anumită moralitate pruncii noștri. Nu poți. O crescut în biserică, o avut o conștiință confesională, nu știu. Dar întrebarea pe care eu ți-o pun, te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? Ești prunc de Dumnezeu? Ești o fătură nouă în Hristos? Ți-e scârbă de păcat și de tine și de tot ce faci în viața asta? Pentru că nu există nimic în noi care să-L iubească pe Iisus, absolut. Mic. Dar prin naștere din nou suntem oameni, suntem copii al lui Dumnezeu, iubim tot ce iubește Dumnezeu și urăm tot ce urăște Dumnezeu. Dacă încă îți mai iubești păcatul și îți mai găsești plăcerea în el și îl dorești și îl ascunzi și îl faci cu poftă și cu satisfacție, ascultă-mă ce spun, nu te-ai întâlnit niciodată cu harul mântuitor al lui Iisus Hristos, n-ai fost niciodată făptură nouă în Iisus Hristos, orice ți-aș spune eu aici, orice ți-aș spune că Dumnezeu e cu tine sau nu, că Dumnezeu e lângă tine sau nu e lângă tine, ascultă-mă dragul meu, s-ar putea să fii într-un pericol fantastic astăzi în seara asta, să fii fără Dumnezeu. Ce înseamnă să fii o altă rasă de oameni? Să ai o inimă schimbată. Ezechiel 11, de la 9 la 10. Să fii strămutat din împărăția diavolului în împărăția lui Dumnezeu. Efeseni 2, de la 1 la 6. Schimbarea sistemului de valori, a gândirii, să nu ne mai potrivim chipului viacului acestuia, ci să ne transformăm, să ne prefacem. Nu-i vorba de fățărnicie, ci vorba de transformarea minții, metanoia. Nu știu dacă v-am mai spus aici. Și vreau să mă apropiu de încheiere. Nu știu dacă v-am mai spus aici. Nu am născut în familie de pocăiți. Neam de neamul meu n-am mai fost pocăit. Am crescut într-o familie în care mama se străduia fantastic de mult să ne poarte de grijă. Tata câștiga foarte bine, dar tot ce câștiga la sfârșit de lună, când era vremea salarului, îi cheltuia pe jocuri de noroc, pe păcănele și pe... În timp ce mama umbla după banii frumos să ne dea de mâncare. Nu știu dacă a fost vreo duminică lăsată de Dumnezeu în care părinții mei se înțeleagă. Am crescut în mediul acesta infect, crezând că, da, există Dumnezeu undeva, dar totuși El nu are treabă cu mine. O fi El undeva în ungherul vieții Lui, a existenței pământului, a cerului, dar ce treabă să aibă Dumnezeu cu mine? Cu mine. Am început să, pentru că dezvoltasem un complex de inferioritate, am început să fac cele mai nebunești lucruri ca să fiu acceptat de ceilalți, până la limita morții. Îmi doream foarte mult să se vorbească despre mine. Foarte mult îmi doream să se vorbească despre mine a doua zi. Băi, ce-a făcut Marius? Bă, ăsta e tare, are curaj, e tupeist. Dar numai eu știam golul din sufletul meu. Mi-ar fi plăcut să mă nasc în familie de pocăiți, în care mama și tata se înțeleagă,
în care în loc de guț, salam și să fie cântări creștine, în loc de înjurături, să fie binecuvântări. Pentru că eram sufletul anturajului, pentru că de asta purtam un complex de inferioritate fantastic. Țin minte că în iarna anului 2002-2003 băuse mai mult decât toți. Așa trebuia să faci dacă vrea să te menții în top. A fost o nebunie în seara aia. Pur și simplu o nebunie. Când pe la ora 2 noaptea un ger năprasnic era în ajunul Crăciunului. Un ger năprasnic. Stăteam jos și știam că dacă adorm și eram pe punctul de a dormi, îngheț. Și dacă îngheț, mor. Și dacă mor, ajung în iad. Nimeni niciodată nu mi-a vorbit despre iad. Nimeni. Dar Dumnezeu a pus aici conștiința care e tribunalul ceresc. Conștiința îmi spunea, ajungi în iad. Nu doresc nimănui simțământul acela să simți că ți se deschid porțile iadului și începe iadul să te sugă, pentru că moartea prin înghețare e cea mai confortabilă moarte. Când trupul îl înghează, tu simți de fapt pe interior o căldură. Pentru prima dată în viață am spus rugăciunea Tatăl nostru cu toată inima mea. M-am speriat. Am încercat să mă găse orice de Dumnezeu pe care i-am întors spatele, de orice încercam să mă găs. Am zis rugăciunea Tatăl nostru cu n-am mai zis-o niciodată în viață. Pentru că eram, viața mea stătea într-o pânză de păianjen, într-un fier de ață. Atât mai stătea viața mea. După câteva minute, un vecin mă vede și nu mă duce până acasă, mă tărăște până acasă. După 2 luni de zile bate un vecin la ușa casei mele. Era prietenul meu din copilărie cu care făceam și cu el o grămadă de prostii. Era din familie de pocăiți, dar nu era pocăit. Se pocăise cu un an înaintea mea. Și la un moment dat, bate la ușa casei mele, deschid, mirat. Mi-am zis, mă, nu te-am văzut de mult. Ce, Marius, vii cu mine la biserică, avem evangelizare. Nu știam termenul evangelizare, am zis, e biserică? Hai că vin, că și așa n-am ce face acasă seara asta. M-am dus în biserică și când am intrat în biserica pocăiților, numai cu capul pe jos eram. Aveam impresia că tot se uită la mine. Ce să vă spun, eram atracția serie atunci. La un moment dat, predica fratele Petrică Găină, un om al lui Dumnezeu, un baptist a plin de Duhul lui Dumnezeu. Și când a încheiat predica și a făcut chemare, cu vocea lui groasă și gravă, a zis, cine vrea să-L primească pe Domnul? Am înțeles pentru prima dată în viață de ce Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să moară. De ce? A simțit pe Dumnezeu atunci că nu-i Dumnezeul de departe, ci Dumnezeul de aproape. Erau în fața mea toate păcatele pe care le-am făcut. Se perindau. M-am prăbușit pe genunchi în seara aceea, în biserică, cu mâna ridicată în sus. Și am zis lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, fără Tine nu mai plec de aici. Am simțit în seara aia cum legătură după legătură au început să cadă din viața mea, de pe inima mea. Și pentru prima dată în seara aia am avut un simțământ al apartenenței, că eu din momentul ăla aparțin. Am încercat de atâtea ori să mă schimb, să-mi promit mie. Oameni buni, n-ai cum să te repari singur, n-ai cum să te ajut singur. Dă-te lui Dumnezeu astăzi, dă-te lui astăzi. Chiar dacă va trebui să treci prin agonia vieții tale, când n-ai mai trecut în viața ta prin agonia sufletului,
Când îți vezi nenorocitul tău de păcat, ființa ta odioasă care mai mult strică decât să repare, faptul că ți-ai distrus viața și ai falimentat-o, nu-i nimic. Poate zici, nu sunt pregătit, tocmai asta e ideea. Iisus Hristos n-a chemat oameni pregătiți. Te-ai gândit, bă, domnule, să mă duc să fiu mai bun un pic, să încerc măcar 2 săptămâni să fiu mai bun un pic. Nu! Când a chemat Hristos, de fapt, El a chemat oameni nepregătiți, nu pregătiți. Știu că ești nepregătit astăzi. Dar tocmai asta e harul lui Dumnezeu, că El schimbă oameni nepregătiți. El transformă oameni nepregătiți. El eliberează oameni nepregătiți. El vindecă oameni nepregătiți. Dar în primul rând, harul lui Dumnezeu nu poate lucra în viața ta fără pocăință reală, fără o zdrobire reală, fără o agonie reală, fără un zbucium real, fără a-i spune lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. Și strigarea aceea parcă ancestrală a lui Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Cine? Nașterea din nou este acel strigăt ancestral al unui copil care iese pentru prima dată la maternitate, atunci când e născut de maică sa, când medicii dau nota Apgard. Este strigătul acela, Doamne! Vin! Ești Tu copil al lui Dumnezeu! Sau te chinui! Sau te ridici un pic, 2 zile și cazi din nou. Când schimbă Dumnezeu, schimbă radical. Cine este în Hristos este o altă rasă de oameni. Când Sfântul Augustin mergea undeva pe străzile Florenței, el se convertise după ce o tinerețe eșuată, un copil din flori, pentru că toți, unii dintre cei mai mari sfinți au fost și cei mai mari păcătoși. Este o încurajare pentru noi. Și mergea pe străzile Florenței și o curtezană care păcătuise în tinerețe îl vede de undeva de departe și începe să-l strige, Augustin! Augustin! Și se alerge spre el. Venea spre el strigând, Augustin! Augustin! Ăsta când o vede, face stânga împrejur și fuge de ea. Asta după el. Augustin! Augustin, nu mă mai cunoști! Sunt eu! Sunt eu! Sunt eu! La care Augustin, fugind, strigă, eu nu mai sunt eu. Vrei ca tu să nu mai fii tu? Vrei? Dă-te lui Dumnezeu astăzi. Haideți să ne ridicăm. Dacă în seara asta Dumnezeu ți-a vorbit, doar celor cărora Dumnezeu le-a vorbit și vor ca prin pocăință să fie născuți din nou, eliberați, umpluți și echipați de Duhul lui Dumnezeu. În timp ce cântă pianul, așa într-o liniște și un har, cum e cântarea aceea, te chem să vii aici, să vii lângă